Acum a apărut tendința a fi în primul rând european, ci nu german, francez, italian. Din ce cauză a apărut această tendință și care ar fi consecințele? De ce noi trebuie să devenim europeni când, prin faptul că suntem români, deja suntem europeni? Care este ideea, care este scopul? Că scopul este ca să uitați de faptul că sunteți români, să uitați de aspectele naționale și să deveniți ca noi toți ceilalți. Nu sunteți oare și germani, și francezi, și italieni, și concomitent europeni? Adică, de ce trebuie să contrapunem aceste două lucruri? De ce ele ar trebui percepute în contradictoriu? Aici nu trebuie să fim ipocriți și să spunem că Uniunea Europeană nu are merite. Bineînțeles că are merite. Cel mai mare merit al Uniunii Europene a fost concilierea franco-germană. Noi nu suntem împotriva Uniunii Europene. Noi nu vrem dezmembrarea Uniunii Europene. Noi ne dorim ca elita politică de la Bruxelles, establishmentul de la Bruxelles, să revină la origini. Da, într-adevăr, Uniunea Europeană este un lucru benefic. A promovat valorile și ideea de unitate europeană, a promovat libera circulație, a mărfurilor, a bunurilor, interacțiunea dintre cetățeni și așa mai departe. Din păcate, în ultimii 10-20 de ani, Uniunea Europeană a cam uitat ce rol are și încearcă să se transforme în ceva ce multora nu le place. Ce ar fi primordial pentru Republica Moldova? Integrarea europeană sau unirea cu România? Pentru Republica Moldova primordial ar fi să nu existe, dar pentru că există, e mai simplu totuși ca la șah, să faci o mutare în loc să faci două, trei. Reunirea cu România, reîntregirea cu România, ne-ar face automat și membrii Uniunii Europene. Bun, că mulți cetățeni moldoveni sunt deja membri Uniunii Europene, anume datorită deținerii cetățenii române. Republica Moldova nu are cum să intre în Uniunea Europeană altfel decât prin unirea cu România. De ce încă există persoane care spun că vorbim limba moldovenească, ci nu limba română? O fac în adins, adică sunt foarte conștienți de faptul că nu există o limbă moldovenească, dar promovează această teorie, această teză a propagandei sovietice, tocmai pentru a ne menține în această rezervație natural-statală. Inclusiv în această carte, Manifestul pentru Unire, am încercat să argumentez de ce este o aberație să spui că există limba moldovenească și cu atât mai mult că există națiunea moldovenească. Eu, personal, mă consider și moldovean și român. Moldovean sub aspectul regional și sub aspectul cetățeniei pe care o dețin și român sub aspect etnic național și sub aspectul iarăși cetățeniei pe care o dețin. Sunt român moldovean din Basarabia, dacă pot să zic așa. Și nu există absolut nicio contradicție.